Adrian Orza consideră că Timișoara are toate șansele să obțină titlul de capitală culturală europeană dacă va exista o personalitate culturală care să joace rolul de portvoce și care să fie recunoscută de societate. Avem toate bazele istorice, culturale, tot ceea ce derivă din trecut, din poziția geografică, din calitatea și prestația instituțiilor culturale. Problema e însă mult mai complicată, pentru că, pe de-o parte, nu avem o persoană, și o exclud aici pe personalitate, pe persoana domnului Hollander, care inițial a fost primit cu brațele deschise de către administrația Ciohandu în ideea de a deveni o portavoce externă care să susțină capitala culturală, dar care ușor, ușor cred că a fost dat la o parte, dacă pot să spun așa. Și nu există o personalitate care să fie recunoscută de toți ceilalți și care să devină așa un fel de portavoce, cum ziceam. Președintele PNCJ de Timișoara este de părere că politizarea acestui demers este o greșeală și că există persoane care încearcă să obțină avantaje economice. În ultimul rând, lipsa unei strategii și a unei perioade de timp care s-a scurs fără să se întâmple mai nimic, riscăm să pierdem un concurs pe care l-am fi putut câștiga destul de ușor. Altfel, dacă ne luăm, repet, după bagajul de avantaje pe care Timișoara îl are. Pentru ca Timișoara să primească titlul de capitală culturală europeană, trebuie schimbată strategia actuală, investiți mai mulți bani și să existe mai multă implicare.